Bine v-am regăsit, este ora 14. Vă promiteam că vom discuta despre ultimul sondaj de opinie Sociopol, care arată că PNL și președintele Klaus Iohannis reprezintă opțiunile la jumătate din electorat. Conform acestui sondaj, la început de an, partidele aveau următoarele scoruri. PNL 47%, PSD 23%, Alianța USR Plus 13%, Pro-România 5%, UDMR 4%, PMP 3% și ALDE 2%. Au rămas alături de mine Iulian Toma, Liliana Năstase și Ioana Constantin. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Doamna Constantin, de ce ziceți? M-am uz. Tot timpul în aceste sondaje care sunt promovate, cred, și de Europa FM mai departe, nu că astea sunt Sociopolul împreună cu, sau cum, nu mai știu. Sunt niște sondaje interesante în care noi avem 1%, 2%, 3%. Bine, dar de fiecare dată facem pragul și mai mult decât atât și la europarlamentare și la prezidențiale, Partidul Mișcarea Populară a arătat că are un număr oarecare. Nu contează pe ce este, întotdeauna e 1, 2, 3%. Are un număr stabil de voturi, undeva în jur de 520.000, 530.000 de voturi confirmate și la alegerile europarlamentare și la alegerile prezidențiale. Altfel, astfel de diferențe mari, spun eu, de la ultimele scrutine, chiar și la PNL. Deci PNL acum în aceste sondaje devine așa, vă mai aduceți aminte PSD-ul când a câștigat în 2016. Da, nu știu dacă face bine neapărat, chiar și în sondaje. Eu știu că face bine psihicului activului de partid, dar nu știu dacă face bine un astfel de procent care nu cred că își găsește în piață, uite, nici la Pro-România nu cred că își găsește în piață electorat. La Pro-România avem 5%, Alianța USR Plus înregistrează 13%. Aici cred că și înțeleg că a avut peste 25%, înțeleg, știm, 27% mi se pare că a avut la 100% la alegeri. La europarlamentar, bine, și la prezidențiale, dar e altceva. Europarlamentare nu sunt concludente în alegerile locale parlamentare. Că a fost Cioloș acolo și Cioloș a ridicat destul de mult scorul la europarlamentare. Domnul Barna a demonstrat că este sub scorul partidului. Dacă acestea sunt pentru parlamentare, putem să considerăm, uite, la USR Plus, că e aproape de realitate. Sunt sondaje care atestă cum se prezintă partidele la început de an. În același timp avem în contrapondere un alt sondaj realizat de Curs la mijlocul lunii decembrie, care arăta faptul că Partidul Național Liberal cobora la 35%, iar PSD urca la 31%. Exclus. Practic, într-o jumătate de lună să se fi întâmplat aceste mișcări pe scena politică. Până acum, gândiți-vă că alegerile prezidențiale, care au fost cele mai recente și care oglindesc oarecum... Nu se reflectă. Nu se reflectă, dar spun, alegerile prezidențiale au fost la sfârșitul lunii noiembrie, da? Cum la unde PSD-ul a făcut 20% sau cât a da, făcut? 22, cred. Nu poate să ajungă la 30%. Scorul Dăncilă, nu este scorul structurii. Oricum, nu cred că PSD-ul are 35% și Dăncilă a luat 20%. Nu, dar la locale adică PSD-ul poate să ia 30% într-un singur tur cu primarii, cu armata poate lor să ia, de pentru primari. Că au o armată în teritoriu, pentru că știu tehnici, nu că au ei 35% acum la... Sigur. Nu, asta e pentru votului. Parlamentare. Dacă mâine ar fi alegerile, duminica asta ar fi alegerile. E același lucru, e o chestiune de structuri care nu corespunde cu prezidențialele. Că primarul se duce și spune, dacă nu mai ne votați pe noi, nu o să mai aveți ajutor social, dacă nu ne votați pe noi, drumul ăsta o să se strice, deși l-am făcut acum și a costat 3 milioane de euro, capteze altfel publicul de la locale. La parlamentare, poate, haideți să credem că ne-am mai civilizat un pic și noi, să fim și optimiști până atunci. A crescut Klaus Iohannis atât de mult nivelul Partidului Național Liberal, Iulian Toma, pe final de an, imediat după alegerile prezidențiale și reconfirmarea sa în funcția de președinte al României, a ajutat Partidul Național Liberal să ajungă, iată, la o cotă de încredere de aproape 50%. Pare că stă pe vremea lui Ceaușescu. Da, și pe mine mă surprinde, pe de o parte, pentru că PNL-ul nu s-a văzut până acum, nu că la europarlamentare, nu prea s-a văzut în electorat sau, mă rog, acolo unde ar fi trebuit să vedem procentele alea la niște voturi. Alegerea domnului Klaus Iohannis nu este neapărat un vot pentru domnul Klaus Iohannis, ci este un vot negativ la adresa PSD-ului în mare parte, care n-a știut să-și ridice
mă rog, și prin acțiunile pe care le-a avut la guvernare și prin liderii cu care a apărut în târg, n-a știut să-și valorifice, apropo de ce vorbeam mai devreme, de armata de primari, de toată povestea asta roșie, până la urma urmei, la nivel local. E adevărat că simpatia pentru PSD a scăzut în momentul în care tu, e clar, nu ești în stare să-ți ții nici proprii parlamentari în frâu și moțiunea de cenzură a fost votată inclusiv de către parlamentar PSD. Este limpede că acolo s-a produs o mare disfuncție apropo de conducători, apropo de conducerea partidului. Este limpede că plecarea domnului Dragnea de la șefia PSD a pus niște semne de întrebare. Este evident că ruperea între PSD și Pro-România a adus tot felul de necazuri electoratului și voturilor sau procentelor PSD-ului. Și ieșirea ALDE din arcul guvernamental, să nu Dar uităm. De aici până la să punem în spatele succesului domnului Klaus Iohannis, că a tras după el căruța cu PNL, mie mi se pare o, cumva ceva necredibil. Undeva, uitați-vă apropo și de UDMR. UDMR a să avut... știți că au avut alternativă acum. Nu a fost un vot cum împotriva lui Dăncilă. Au avut alternativă. Da, alternativa. Domnul Barna apărea, era dat în sondaje Dan cu Barna, 50% plus, cu, și abia a reușit să facă un 14%. Alternativa USR Plus s-a dovedit a fi una nefastă. Un eșec total, da, un eșec. Și este atestat și de acest ultim sondaj care poziționează cu 13% Alianța USR Plus. Da, pentru că eu v-am spus, la europarlamentare a fost Cioloș cel care a deschis lista și care are într-adevăr tracțiunea aceasta de lider. Eu nu sunt fan Cioloș, dar s-a dovedit că pentru USR Plus este o locomotivă, mă rog, între ghilimele, dar este o locomotivă, spre deosebire de domnul Barna, care domnul Barna este sub scorul partidului. De aceea spun că nu trebuie să comparăm prezidențialele cu parlamentarele și cu localele. Cine crede că pe fondul acest s-a întâmplat anul trecut, când am avut la europarlamentare și un referendum pe teme de justiție, dar care a ridicat prezența la vot, apoi la prezidențiale, unde a existat polarizarea aceasta și oamenii au venit cu sete cumva să își arate prin vot nemulțumirea față de tot ce a făcut PSD-ul. Nu se va repeta un astfel de scenariu. Deci cine își imaginează că o să discutăm despre o prezență la fel de ridicată la vot este exclus. Din 1996 până în prezent, la alegerile pentru primari într-un singur tur de scrutin, nu au mai existat un număr atât de mic de oameni care se prezintă la vot și un număr atât de mic de voturi care au fost aleși primarii. Se întâmplă să-mi fi petrecut vacanța de iarnă căutând localitate cu localitate rezultate că m-a interesat să-mi fac analiza la partid. Și am comparat aceste rezultate și m-am dus până în 1996, că astea sunt datele disponibile pe Autoritatea Electorală Permanentă. Și atunci, dacă nu ai prezență ridicată la vot, înseamnă că PSD-ul este avantajat. Asta s-a demonstrat de-a lungul timpului, mai ales că ai alegeri într-un singur tur de scrutin. Având un număr foarte mare de primari ai PSD, care vor câștiga în multe localități din țară într-un singur tur de scrutin, înseamnă că vei avea și un număr mare de parlamentari. Ceea ce înseamnă că eu nu aș subestima acum puterea PSD-ului de a se regrupa în teritoriu utilizând alegerile locale ca prima armă în acest proces. Da, mai proces. Au un congres la începutul februarie. Domnul Ciolacu, care probabil va fi președintele PSD, e împăciuitor, știe să... bată palma, vedeți, l-a împăcat și pe domnul Tudose, adică lucrurile poate îl împacă și pe domnul Ponta, cine știe cum mai găsește și un prieten și prin alte părți. Și este posibil să ajungă, dar eu vă spun, spre aproape 40% PSD-ul în intențiile de vot, dacă ar fi alegerile duminica viitoare, eu nu cred. Nu, dar 30% e fezabil. Eu cred că 30% este fezabil. Da, foarte interesant și m-am chitit puțin pe ceea ce s-a întâmplat cu USR Plus, de unde se vedeau principalul inamic al președintelui Klaus Iohannis în această bătălie pentru Cotroceni, împreună cu PSD, atenție, nu cu Viorica Dăncilă, da, cu Partidul Social Democrat. Acum pare că discutăm de un loc 3 cu procente, iată, jumătate decât locul al doilea, aproape jumătate. Da,
pe de o parte, și asta nu îi va ajuta nici în ziua votului, dacă nu ai structuri și în general partidele care sunt mai firave în teritoriu nu reușesc să scoată niște rezultate excepționale, valul a trecut. Ei nu mai pot să spun acum că sunt un partid din afara sistemului, pentru că în momentul în care ai parlamentari, europarlamentari, niște consilieri, nu mai ești în afara sistemului, nu mai ești un partid nou. Ai candidat la președinție. Da, ai candidat, da, ai intrat în malaxorul acesta al zonei politice și al funcțiilor politice. Nu mai poți să spui că ești un partid nou cu oameni noi. Asta odată. Apoi am văzut tot felul de discuții interne, tot felul de acuzații și s-a măcinat cumva imaginea și reputația unora dintre liderilor. Au mai dezamăgit pe aici, pe acolo. Ceea ce se întâmplă, dezamăgirea asta e un filtru, se trece printr-un filtru subiectiv în ochii electoratului, nu? Pe diverse teme, pe diverse poziționări, pe diverse, nu știu, voturi în Parlament, diverse alianțe de conjunctură și automat începe să se macine. Neavând structuri în teritoriu larg și neavând acești primari pe care vreau așa mai departe, este destul de lesne de înțeles de ce s-au oprit la acest 12-13% și nu văd cum ar putea să facă un salt, pentru că cei mai importanți sau cei mai vizibili lideri sunt deja plecați la Bruxelles. Mă refer aici la Cioloș, la Clotilde Armand, parlamentarii de bună credință, de altfel destul de muncitori pe care i-au. Nu sunt totuși niște vectori dintre aceștia de imagine foarte puternici. Nu știu dacă e neapărat o lecție despre o prăbușire a unui partid. A fost un val generat de chestiuni legate de corupție, de nemulțumirea electoratului, de momente precum Colectiv și cea mai urma în o alternativă la o putere foarte bine consolidată, exact. Și o opoziție care nu prea, da, era prezentă. Exact. A fost un suflu nou atunci pe scena politică. Au fost multe alte încercări de partide noi în 2015-2016. La ei s-a întâmplat să funcționeze acest val pe fondul rezultatelor de la București, USB, Nicușor Dan, Clotilde Armand, valul acela care a existat. Dar valurile acestea care sunt pe carton cumva, nu au o temelie foarte bine consolidată, la un moment dat a ajuns să se prăbușească așa ușurel. Eu cred că valul de fapt s-a cam oprit din cauza lipsei de experiență politică. Este evident că sunt oameni foarte tineri care de multe ori ies cu niște declarații belicoase unii împotriva altora. În cadrul aceleiași formațiuni este, să ne înțelegem bine, noi râdem de PSD care nu știe lider, dar nu se întâmplă la nivelul partidului să existe astfel de declarații belicoase. Sigur că da, atunci când s-a despărțit, domnul Ponta de partid, am văzut și domnul Tudose și-au aruncat niște, apropo de cuvinte grele, dar oamenii ăștia sunt unii împotriva altora și fără o experiență politică tind să nu aibă aceeași voce. Ori dacă nu vorbești cu aceeași voce, dacă ai tot felul de din ăștia de hipster care intră și fac tot felul de declarații în social media și după în numele aia, partidului, în numele atenție, partidului, da? După care sunt luați la puricat, păi să ne înțelegem una asta cu Maica Domnului și cu, și cu Crăciunul. Și cu consumul de droguri. Deci, trebuie să n-ai minte să te apuci, să te declari creștin și să spui că asta e o poveste așa. Când toată lumea în jurul sărbătorilor sunt tradițional creștini ortodoxi, sunt oameni care nu așteaptă, sau măcar de la sărbătorile astea creștine, așteaptă ceva bun, toată lumea așteaptă să reunească în familie, toată lumea te apuci și dai cu ăștia în gard. E clar că acolo, da, sunt și lucruri bune, apropo de faptul că totuși un om din USR a depistat povestea asta cu îngropat, sau mă rog, gunoiul sub preș la spital. Este totuși un merit, dar de aici și până la a construi negativul cu pozitivul, cu nu știu, lumea nu mai înțelege nimic. Una caldă, una rece, una caldă, una rece, nu se știe. Vorbim despre ei, dar cam atâta. Electoratul nu cred. Iar apropo de locomotive, dacă domnul Cioloș a plecat și nu mai văzut pe scena politică românească locală, probabil internă. Probabil se întoarce pentru campanie, domnul Cioloș, nu? Nu, și cred că... Deci domnul Barna o să facă un pas în lateral, că în spate am văzut, nu... Bătălia politică este o zi, este o chestiune și aici experiența politică a, de exemplu, a PMP-ului, poate să spună. Deci e o bătălie zi de zi. Da. Deci nu poți, n-ai pauze, nu ai, ești într-o permanentă urgență să analizezi niște lucruri, să pui niște lucruri la punct, să controlezi în teritoriu, să analizezi în teritoriu și așa mai departe. Ori dacă ăsta a plecat la, omul ăsta a plecat la
Bruxelles nu-i pasă de noi. Ce face acolo? Pentru că, uite, o chestiune care e destul de cunoscută în spațiul public din România, situația din Republica Moldova, da? Ei au un raportor la Plus, USR Plus, Dragoș Tudorache, a fost un ministru de la interne din vremea guvernării Cioloș. Este raportor pe Republica Moldova, este în acea comisie pentru Republica Moldova și a salutat așa cumva învestirea noului guvern în Republica Moldova, un guvern pro-rus, clar, declarat. Deci astfel de greșeli, am văzut că a fost foarte sancționat în spațiul public, acolo pe pagina domniei sale de Facebook și în presă. A fost foarte sancționat. Ce a fost deranjant, că a revenit la acea declarație și a întărit ceea ce a spus inițial. Adică mi s-a părut lipsă de expertiză, superficialitate în a trata o chestiune care era importantă pentru noi, pentru România. A revenit, domnule, n-a nimic. Exact. Păi nu, colegul a revenit Iulian Toma cerându-și scuze dacă a jignit, dar... Nu, la un moment dat, într-un paragraf, își cerea scuze dacă a jignit, însă susținea în continuare aceeași poveste. A revenit cu o postare care confirma prima. Din păcate, ei nu confirmă nici în Parlamentul European, pentru că asta e, unora le place, altora nu. Președintele Traian Băsescu este un europarlamentar foarte activ pe chestiuni care țin de politică externă, de relația cu Republica Moldova. Are și expertiză, Ioana Constantin. Sigur că are. Nu putem să-l comparăm pe Traian Băsescu cu Iulian Bădorin ale politicii de la USR. Dar am spus că trimitem acolo profesioniști. Uite că, măcar din punctul de vedere, sunt bucuroși că avem doi oameni acolo, pe Traian Băsescu și pe Eugen Tomac, care se preocupă. USR Plus are, nu știu, 7, 8, 10, cât sunt ei acolo. Din păcate, eu nu văd niște inițiative și chiar mă interesează, urmăresc atent ce se întâmplă în Parlamentul European. Nu văd niște inițiative, ceva venind din partea lor. Și atunci te-ai dus acolo, dar nici nu faci nimic deosebit acolo. Și ne întrebăm de ce la 12-13%. Asta se întâmplă când nu ești activ. Domnul Cioloș nu putea să candideze la președinție, dar eu cred că ar fi luat un scor mai puternic, și din cauza experienței politice. Dar și din cauza faptului că e cunoscut, da, e cunoscut pe scena politică, nu cred că avea prestația domnului Barna în toată povestea asta. Dar mă rog, e poate o opinie personală și ideea este că experiența politică, și aici vreau să închid, își spune cuvântul foarte des în politica românească și dacă nu ai oameni cu experiență și vii cu tot felul de declarații belicoase și nu ai o unitate de voce în partid, atunci te trezești că se cam oprește valul de creștere. Vreau să facem în publicitate, după care o să discutăm puțin și despre stânga, varianta unei stângi unite, dacă este plauzibilă și luată în calcul, pentru că, iată, am văzut deja mișcări în front, Mihai Tudose se întoarce la PSD, Robert Negoiță, supărat, foc pe colegii din partid și dezertor, s-a cam răzgândit, vrea din nou în Partidul Social Democrat, cu condiția ca cei de la conducere să-și ceară iertare în fața domniei sale. Poate vrea și o funcție de conducere după congres, poate vrea să fie din nou primar, cine știe, pentru că nu-i așa încurcate sunt căile politicii românești. Revenim în câteva minute. Din nou în direct, discutam înainte de publicitate despre ceea ce se întâmplă pe scena politică, mai exact despre ultimul sondaj al Sociopol cu privire la intenția de vot și la încrederea pe care electoratul o are în partidele politice la data la care discutăm, la început de an electoral. Și lansam ipoteza unei stângi unite care să se revigoreze, dacă vreți, așa înainte de alegeri și vreau să vă întreb cât de plauzibilă este această variantă, pentru că am văzut domnul Tudose către PSD înapoi, domnul Robert Negoiță înapoi la partidul care l-a făcut vedetă și așa mai departe. Da. Cine știe ce va mai urma? Nu, asta nu are nicio legătură cu ideologia, cu stânga, cu dreapta, cu proiecte, cu idei, cu valori în care cred. Nu, aceste mutări și permutări au legătură cu diverse beneficii pe care le obțin. Acum, ca să restabilim adevărul, pro-România a obținut un scor foarte bun și datorită lui Tudose și echipei pe care a creat-o la Brăila și poate și în alte județe. Și duce procentele către PSD. Acum. El, oriunde s-ar duce Tudose, le are pe persoană fizică. Așa se întâmplă cu unii din PSD, mai ales cu baronii PSD. Ei au pe persoană fizică aceste procente. Vin și pleacă cu ele, la fel cum vin și pleacă cu primarii. Sunt rare cazurile unde procentele rămân acolo la județ sau dacă au plecat baronii. Bun, ca atare,
nu vorbim despre vreo stângă acum. Cine să se reunească? Păi vă zic eu cine. PNP, Victor Ponta PNP. Cu domnul Ciolacu. Nu. Formațiunile pe care le conduc. Noi nu. Mai vin niște minorități pe acolo, să zicem, care să susțin. Păi cine sunt de stânga? Păi nu, dacă vreți să o luăm acum așa asumat pe doctrină, USR Plus sunt de stânga, dar ei nu vor să-și asume. Și de asta noi discutăm despre pro-România, PSD și alte lucruri de stânga. Nu sunt de stânga. Bun, acum e interesant, pentru că eu nu cred că domnul Tudose a venit așa dintr-o dragoste extraordinară de a se reîntoarce în PSD. Interesant de văzut ce fel de beneficii vor exista în perioada următoare pentru poate filiala Brăila sau pentru apropiația ai domnului Tudose dinspre PSD. La fel cum domnul Grindeanu nu va pleca de la salariul pe care îl are la Ancom sau unde este ca să se întoarcă la Timiș, decât dacă îi se va garanta un loc de parlamentar, probabil. Deci nu vă imaginați că aceste mutări și permutări se întâmplă pur și simplu. Oamenii ăștia negociază absolut tot. La fel cum Robert Negoiță, probabil își negociază diverse lucruri ca să se întoarcă. Sau ce care ar fi strategia, Lili? Este evident că orice revenire, indiferent, cred, de partid, nu vine nimeni doar ca să-ți aducă ție procente. Asta am mai spus și este evidentă și e pe logica politică. Doar nu vin, de ce s-ar muta de la un partid la altul? Doar așa ca să aibă o altă legitimație? Nu. Vin pentru niște avantaje. Acum, cât de legale sunt aceste avantaje, este discuția, pentru că până la urmă, sigur că vii și vrei să fii pe un loc eligibil pe listă sau mai știu eu ce, pentru că și Victor Ponta, că i-a luat locul. Domnul Tudose, ce să-și mai dorească? Europarlamentar, își vede bine mersi de treabă acolo. Păi da, domnul Tudose totuși este interfața unui județ mare, nu... Și poate și un pic de Galați pe lângă, vrei la Galați. Două județe, adică o parte din Moldova acolo, totuși are o putere, că ați văzut foarte bine când Oprișan n-a mai dorit să fie cățeluș și a dus județul de... mai avea puțin și câștiga acolo UDMR-ul, să spun, care n-are nicio treabă cu Moldova. Deci când vor, poate să facă acest lucru și s-a văzut de altfel în Brăila la alegerile europarlamentare și nu mai spun la alegerile prezidențiale. Au pierdut în Moldova pentru că nu au mai vrut șefii sau șefii de clan nu au mai dorit să sprijine PSD-ul, s-a văzut. Și atunci, bineînțeles că în Brăila sunt multe primării, în Brăila sunt multe interese, în Brăila sunt mulți bani. Să nu credeți că dacă șomajul e foarte mare prin Brăila, Galați, asta înseamnă că nu sunt bani. Sunt lucruri legate de Dunăre pe acolo, diverse Dunăre, interese, economice la Pădurea Neagră, nu le-aș duce de grijă. Și mai e ceva la Tudose, la Ponta și la Grindeanu și poate și la alții. E un soi de răzbunare, o poftă dintre asta de răfuială. Și să nu uităm, dacă nu erau Tudose și vreo trei de la Pro-România, nu pica guvernul. Absolut. PSD. Deci ei au schimbat în ultimele trei zile această... Nu se investea guvernul Orban, nu la moțiune. Nu la se investea guvernul investire au făcut jocurile acelea dubioase. Da, la investire. Nu exista guvernul așa. Și atunci, bineînțeles că eu... Nu îl văd pe domnul Tudose, care fusese 20 de ani la PSD, era un fel de baron, așa, fusese premier, să meargă către... Nu cred că are relații proaste cu domnul Daniel Constantin și cu Sorin Câmpeanu, care de altfel Sorin Câmpeanu nu prea se potrivea la Pro-România așa și la partide din astea, gen PSD. E un băiat mai... Împăciuitor. Dacă împăciuitor, da. Da. Mergem în publicitate imediat, Iulian Toma, luăm doar două minute de pauză și revenim pentru concluzii. Referitor la ceea ce discutam, la această variantă a unei stânci care să renască din neant, dacă vrei, pentru că speranțe prea mari nu sunt. Niciun analist nu vorbește despre această renaștere a Partidului Social Democrat, dar cine știe, pentru că la PSD mereu am avut parte de surprize. Păi am avut, dar nu cum am avut în ultima vreme, adică totuși o detașare a atâtor membrii de la PSD, la Pro-România, de la principalul partid de guvernământ n-a fost în toată istoria de după 89 încoace. Sigur că da, nu vorbim de primii ani cu FSN, nu știu, asta e altă poveste. E o mișcare foarte mare. Eu zic că la locale o să se vadă faptul că Pro-România nu are legitimitate în teren, nu are primari, nu are structuri, nu are nimic. Și toată lumea încearcă cumva să se unească
să mai îndrepte din procentele alea, care până la urmă sunt ale PSD-ului, indiferent că se cheamă PSD Pro-România sau PSD-ul vechi, că nu despre asta este vorba. Este vorba despre același PSD, mai mult sau mai puțin reformat, cu voci mai mult sau mai puțin prezente în democrația de partid. Avem foarte mulți baroni care se cred că ei au România în mână, că au județe în mână, au Vrancea în mână, au Brăila în mână. Până la urmă sunt 42 de județe pe harta României. Și oricât și dacă ar veni 100% și ar vota cu PSD, au un procent sub 1%, cu 0, nu știu ce. Dacă oamenii ăștia nu înțeleg că 0, nu știu ce, trebuie să se adună din 49, din 42 de județe plus Bucureștiu și să facă ceva și să se unească, și dacă fiecare are egoul mare cât casa și nimeni nu face nimic, doar să așteaptă să ceară de la partid, un partid care a căzut poate cel mai grav de pe scena politică a ultimilor 10 ani, dacă nu zic mai mult. Mai mult, da. Așa. La Anastasia. Putem să vorbim de o mișcare în contrabalans pentru reafirmarea unui partid la puterea la care era înainte, înainte de cădere, doar dacă se întâmplă ceva foarte mare pe scena asta. Adică o alianță nu este exclusă între Pro-România și PSD, indiferent cine ce crede. După părerea mea, toată lumea e conștientă că n-ai de unde să iei dintr-un partid de 10% sau 13% sau 15%. Dar PNL-ul cum ar juca în perioada următoare? După părerea mea, PNL-ul sau cel puțin scorul pe care l-am văzut acum este umflat. Eu am încredere în sondajele telefonice, dar cele față în față sunt mult mai puternice. Omul nu poate să... Criteriile de selecție sunt altele. Cred că procentul de la jumatea lunii decembrie, apropo de... Au fost și maxime mai mari. De 4-5-6, cam pe 5-6, dar încă o dată. Dacă PSD-ul sau, mă rog, foștii PSD-iști nu înțeleg să se adune, să se reformeze partidul, vom avea două partide, unul de sub 5, sunt sigur că România nu are nici pe departe 5, și un partid care o să stea în cădere, în gol, în următoarea perioadă parlamentară. Foarte scurt, Ioana Constantin, în 30 de secunde am văzut o declarație foarte interesantă a socialdemocraților, a peneliștilor, pardon, conform cărora la locale vor avea candidat unic, nu vorbesc despre un candidat comun. Era o variantă luată în calcul de PMP. Da, noi avem două variante așa pe termen scurt. Revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin pare că este imposibil în acest moment, pentru că nu există voință politică. Și a doua variantă, dacă nu vrem să mai avem administrații conduse de PSD la nivelul municipiului București, ar fi să avem un candidat unic. Dar este în regulă dacă partenerii noștri aici, PNL, USR, înțeleg că nu e nevoie de un candidat unic și vor să câștige doamna Firea și vor să câștige PSD-iștii la toate sectoarele, să știți că Partidul Mișcarea Populară e pregătit să candideze și aveți singur proprii candidați. Vă mulțumesc tare mult, doamna Constantin, Liliana Năstase, Iulian Toma, pentru prezență. Cu mare drag vă mai aștept în platoul de 1 TV. Acesta a fost OB1 de astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Ne revedem imediat la fix. Vă aștept la știrile de 1 TV. Nu mai bine.